Salutare tuturor, sunt Raval și bine m-am găsit la un episod din Brazlă. Văd că e și Marian. Hei, tu. Bine m-am găsit la un nou episod. Bă, am început să filmez cu Miris în general și nu știu cât de tare sau de Minecraft sau cât de încet. Bine, el s-aude cam încet. Cam așa stă treaba. Dar destul de mult nisip la mine, ar trebui să fac ceva. Să fac niște chesturi. N-am mai intrat de mult pe breazlă. Ia să facem noi aici lemnuți, chestie. Ce să facem astăzi? O să facem o să facem 3 chesturi vreau să adaug, dar merge și așa. Hai să punem și noi niște pe ăsta pe aici. M-am obișnuit din Skydance, a fost râs să aranjez inventarul, dar nu merge așa. Am și ceva piatră, avem un minecart. Wow. Turnă copul nostru cu șmecherie. Unelte chestii. Asta o să ținem la noi. Ia să vedem de ce are asta. Power Trend Breaking 3 Punch 1. Power 1 Infinity. Bă, nu prea avem nevoie. Nu avem nevoie de Infinity pentru că avem săgeți destul de multe, adică nu ducem lipsă. Chestia asta, așa, știu că avem ceva cactus pe aici. Da, băi, mare parte n-am cam aranjat chestiunea. Avem nevoie de niște flint, totuși. Da, flint, nu prea avem. Da. Băi, hai să mergem fix încolo. Bă, nu mai am lopată, bă, da, mai am. Trebuie să... Parcă vă să-mi iau niște flint pe acolo, dacă nu mă înșel. Luăm ceva flint, adică, mă rog, spargem gravel de la șmecherie. Sper că nu aveam la mine acasă și l-am omis ca să mă înjurați toți în comentarii. Da, luăm flint-ul, pornim și noi portalul. Trebuie să-l sincronizăm cu cel din Nether, adică trebuie să împărțim parcă coordonatele la 8. Și totul merge struna. Să-l facem și noi un drum către... către ăsta din Nether Hub. Da, știi, am realizat că n-am dat drumul la Timer. M-a sunat cineva. Ia stați, așa. Cineva îndrăznește să mă deranjeze pe schipe. Ok. Bun, să dăm drumul la Letimer. Oare pot să văd în chestia asta cât am filmat? Nu, nu merge. Parcă la OBS te lăsa. Ok, da. Hai să vedem. Bă, știu că era ceva gravel de la pe aici. O să trească să mă duc eu la ala de la spawner. Să fac ceva level, să repar și pickaxe-ul ăsta, să-l redenumesc. De fapt, să-l denumesc, că n-a fost denumit niciodată. Așa. Și eventual să-mi înșantez chestiile astea. Merge să înșantez ceva dacă e stricat, nu? Sau... Mă rog, avem destul fier, nu contează. Bă, puteam să n-am luat patul cu noi, dar nu contează. Contează cam multe pe aici. Puteam să jur că am văzut ceva flint pe aici data trecută. N-am mai filmat de mult și nici n-am mai intrat pe breaznă. Da. Gravelule, unde ești tu, tată? Vedeți, dacă nu e aici, pot să jur că am văzut eu gravel aici. Stai dirt. The fuck? A dispărut gravelul? What the... LOL. Hai. Nu, aici, aici trebuie să fie. Da. Trebuie. Bă, nu-ți dau voie să dispari. Super cool. Deci pot să jur. What the... Puteam să jur că am văzut aici gravel. Wow. Și era ceva gen, a, oricum, o să iau de aici. Ha, ăla, e acolo? Văd ceva, văd ceva. Aici e, mă. Bă, știam eu ceva. Că am venit săptămâna trecută sau ceva gen, nu mai știu când am filmat exact breazlă. Am venit și știu că la finalul episodului am zis, bă, trebuie să facem rost de gravel, că nu mai cu ce să aprindem portalul. Și am zis, bun, hai să mă duc puțin off camera să vedem. Bă, abia un flint. Mi-ar fi trebuit cea cu looting. Sau, merge cu looting, cu chestie.
Uite, parcă la sabie, nu? Eu sunt foarte bun. Eu să zic, am 31. Nu, deci o singură bucățică. Bine, un flint ne ține destul de mult, dar poate două bucățele, ceva. Nu spawnează nimic pe aici. Da. Prea mult gravel, mai dă-mi o bucată. Gata. Nu plec fără bucata norocoasă. Ne pe acasă. S-au spawnat și monștri, păienjeni, chestii. Da. Ultima oară știu că am intrat. De fapt, nu. Ultima oară am intrat să ajut la ferma aia de... Fermă, mă rog, da, ferma de... Iron Golem mi-a ajutat puțin. După care am mai intrat să stau AFK, să iau fier. Și de atunci, pa, n-am mai intrat. Brasla apare destul de rar. Cam de două ori pe săptămână. La fel și Skyden. Pentru că am destul de multe serii deschise. Și pur și simplu Brasla nu mai e ce credeam eu că e. La început Brasla era totul. Deci majoritatea dintre voi apreciați Brasla, cel puțin Brasla avea destul de multe like-uri. Acum văd că vă plac minigame-urile mai mult. Adică sincer mă și la like-uri să vă știu ce vă place, ce nu vă place, chestii. Brasla era ceva gen apă sfântă. Era totul, înțelegeți? Dar am văzut că mare parte apreciați minigame-urile și eu le apreciez tot la fel de mult pentru că sunt chiar amuzante. Dar nu e ideea acum că nu filmez Brasla pentru că nu-i apreciat. Nu, se uită destul de multă lume. E ca și orice altă... Mariane, poți să te culci? Am uitat că nu suntem siguri pe server. Ce vreți de la mine? Bă, până aici nu spargi nimic, că nu stăm să punem la loc. Da. Fuck, avem... Arc la mine. Super. Încă unul. Vă bate joc de mine. Ce e asta? Ten, gen. Poate să culci, mă, what the fuck? Ok. Stai puțin să mai pe Skype. No, what? Cred că Marian stă AFK. Asta e... E nasoală treaba. Super. What, dacă sunt cartofi? Aoleu, Mariane, intri să stai AFK. Hai să astupăm prostia asta de aici. Știi, da, nu, bine. Mă gândeam să zic că e pe hare, știi, și se spawnează mai mulți, dar din contră nu se spawnează. Mori, muriți, urâților. Știi, acum chiar mi-ar trebui niște torțe. Fuck, man. Și de data asta nu o să mai facem torțele în crafting table. Locul ăsta chiar ar trebui să fie luminat, așa că o să ne ocupăm de luminare. O să iluminăm totul. Chiar dacă o să arate foarte ciudat, trebuie să luminăm și noi pe aici câte ceva. Bine, nu o să... Vai, mamă. Dar voi ce căutați, mă, băieți, aici? Ați venit la distracție? What the fuck? Aoleu, nu zic că stau așa toată noaptea. Bun. Trebuie să-mi gândesc aceea. Uite, mai aveam un stack de torțe. Bun, hai să... Fuck. Bun, mi-am mărit scalul. Oh my god. Stați o secundă să-l întreb Marian dacă se poate culca. Ok, Mariane, poți să te culci. Încerc și eu să filmez pe aici. Poate să culcăm. Ok, hai să vedem. Avem o chestie de asta aici. Și e așa. Bun, avem flinte. Stil buci, m-a speriat. What the fuck, witch? Ce caută vrăjitoarele aici la mine? Gata. Ok. No, what the fuck? Stai așa. Oh my god. Mă bate, nu. Fă cu patul. Mă bate, voi și trei. Acum nu mai
se mai... Acum nu. Prea mulți creeperi chestii. Prea mulți monștri. Oh my god. Ok. Ulu. Aolo, mama. Și uite așa ne pierdem jumătate de episod. Ce shit. Bun. Bă, ce mă disperă creeperi ăștia. Bam. Ar trebui să punem torțe calme pe acolo. Ok, dar nu o să punem acum, cred. Oricum o să dăm foc la chestia aia și facem un portal. Dacă nu mă înșel eu... Dacă nu mă înșel... Ia stați așa. Punem și noi pe aici să fie. Ok. Spune că nu merge să pun pe aici. Bun. Câțiva dintre voi ziceați că nu merge portalul, trebuie să fie mai înalt sau nu știu ce. Nu, portalul e în regulă. Trebuie să mă la coordonate. Să apăsăm escape. Bun. Și e timpul să calculăm. Hopa. 6, 9. Nu. 6, 9, 4. O să împărțim totul la 8. Bine, Y nu contează. Deci X. De fapt, stai, mai bine pun într-un notepad. 86. Și Z-ul minus 952. Deci minus 952. What the fuck? Minus 952 împărțit la 8. Știu că trebuia să știu pe de rost, desigur. Bun, 119. Deci avem coordonatele 86 cu minus 119. Acum, dăm foc la chestia asta. Bă, nu știu unde să mă ducă. Și dacă o să mă ducă bine. Oare trebuie... Oare pot să intru în el și să mă duc de la coordonatele? Sau o să fac o mare porcărie? Chiar nu știu. Hai să-i trebuie el ce se poate întâmpla. Normal, doar că noi suntem avansați. Noi nu avem cum să murim. Chestia asta ar trebui să partă. Hai, în portal și o să mergem cu tot ce avem important, știi, adică, na. What the fuck? Cine a dat aici? Asta e la puf, nu? Ai, uite, gata, noi trebuie să ne facem. Poate să ne facem drum. Dar chiar sunt curios, dacă mă duc aici, oare n-are cum să mă dea înapoi. Probabil m-a dat la un portal. Bine. Bine, nici n-avea cum să... uite așa ajunge la puf repede acasă. Vai, mamă, ce portal ăsta. Ok, hai... înapoi. Bun, hai să ne uităm în notepad. 86 cu minus 119. Deci, noi astea că să ieșim din tunelul ăsta. Hai să folosim turnocopul ăsta, totuși. Deci, 86. Vai, mamă, cum sparge asta. Stai, ho, ușor. Stai. Ușor că nu vrem să ne certăm cu nimeni. Deci, 86 cu minus 119. Văd că, cu, da, Z-ul minus 119. Deci, mergem până ajungem la Z minus 119 și apoi ne drept 86. Deci, Z minus 100... Stai că am trecut. Minus 119. Pe și X86. Deci trebuie încolo să săpăm. Puf, pupate artăticul tău. Ok. Asta o să fie o durere. Cred că o să trebuiască. Bun, păi înseamnă că portalul meu, o să fac un tunel aici, ok? Și asta înseamnă că drumul meu se intersectează cu alu puf. Ok, asta e tare ciudat.
Păi, având în vedere că nu ne interesează Y-ul, o să construim direct un dăsta încolo. Lăsăm gaură aici. Și... vă să-mi iau pe aici pe undeva ceva. De puteam să sap, parcă. Chestia. Nu? Da, pe aici, pe undeva. Ia, unde duce asta? Uuu, dacă îmi dă un ghez de la acum una în cap. Gastule, gastuțule. Ok, habar n-am ce fac aici. I'm alive, bitches. Ah, uite mă, putem să... Ah, zic, gaura mea acolo. Trei interesant, mă înțelegeți voi, pimini? Păi, ce o să facem? O să luăm nether de ăsta. Bă, că nu vrem chestia de asta. Super! Ok. Bă, nu! Ok. Oare să oprească chestia asta? Vedeți un șef în acțiune acum? Hai, lava, oprește-te! Credeam că asta nu se oprește. Bun, păi... hai să lăsăm asta deoparte. Bun, hai încolo atunci. Să săpăm, să săpăm, tararara. O să trească să mă duc episodul viitor la... scheletărit. Bă, eu aud un gast și nu-mi place ceea ce aud. Mă înțelegeți voi pe mine? Bă, eu cred că ne ajunge asta. Două stack-uri. Ne facem un mic tuneluț, așa să vă zic eu. Bă, dar noi n-am luat obsidian. Da, corect. N-am luat obsidian și o să ne trebuiască. Perfectos. Da. În mare parte ne-am cam luat ce ne trebuie. Hai să urcăm la loc, că mai cine mai știe pe unde am venit. Aha, pe aici. Și v-am asupat chestia asta. Nimeni nu va ști că am fost aici vreodată și... uite, deci o să punem asta... nu, stai. Da, hai fie. O să punem asta aici și dacă cea sparge din greșeală, nu o să știe că e gaură. Bine, dacă sparge așa, o să știe. Nu trebuie să ne ascundem urmele. Acum nimeni nu o să știe. Da, nici eu nu o să știu. Bun, unde ne avem mâncarea? Ok. Hai să vedem. Deci, episodul viitor, mic tuneluț pe aici. Intrarea ar trebui să fie de 3. Pac, pac, pac. Pentru că nu așa e tot portalul, știți, chestie. Bun, păi aici am chemat și episodul. Sper că v-a plăcut, mulțumesc pentru atenția acordată și ne vedem data viitoare. Pa!